Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru Miercuri, 13 ianuarie. Hai să vedem pentru această zi în care avem și luna nouă în Capricorn, ce energie o să iasă pe dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Foarte interesant. Pentru situația de dragoste avem aici șasele de inimi. Fie o dragoste din trecut sau reînnoirea sentimentelor așa cum era în trecut, așa cum era la începutul relației. Pentru cei care sunteți singuri mai ales, aici e posibil să reapară în viața voastră o persoană din trecut, din copilăria, adolescența sau tinerețea voastră. O persoană care este foarte dragă, o persoană pe care o admirați, o persoană lângă care vă simțiți în siguranță, protejați, așa cum vă simțeați când erați copii, plin de energie, plin de bucurie, de veselie și de entuziasm. Va trebui să analizați dacă acum, la acest moment al vieții voastre, puteți să începeți sau să reîncepeți o idilă amoroasă cu această persoană din trecutul vostru. Lucrurile par foarte bine aspectate cu acest șase de inimi, dar în același timp, riscul acestei cărți este să nu vedeți lucrurile clar, să vă puneți cum ar veni niște ochelari colorați și să vă amăgiți singuri, să vedeți lucrurile puțin prea pueril, prea copilăros. De aceea e foarte important să analizați un pic și la rece lucrurile, să vedeți dacă chiar este viabilă o relație cu această persoană sau nu. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, șasele de inimi este o energie foarte frumoasă, care ne arată că anumite evenimente sau anumite comportamente ale voastre sau ale partenerului, partenerei voastre, în această zi, o să vă readuc aminte de primii fiori ai dragostei, de cum vă simțeați la început când de-abia vă cunoșteați și lucrurile erau încă noi, incitante și pline de pasiune. Pentru o mică categorie dintre voi, acest șase de inimi poate să indice venirea unui copil, dar pentru o foarte mică categorie dintre voi. Pe partea de sănătate avem aici regele de inimi, o altă carte foarte pozitivă, foarte bună, cu foarte multă susținere din partea Universului. Pentru o parte dintre voi e posibil ca acest rege de inim să fie un medic, un terapeut, un expert pe care îl întâlniți, care știe să vă explice lucrurile pe înțelesul vostru, care vă răspunde la toate întrebările și vă ajută să găsiți metoda cea mai bună de tratament sau de terapie pentru situația voastră particulară. Regele de inim este un expert în domeniul său, și nu doar că are înțelepciunea intelectuală, analitică, dar știe și să empatizeze cu pacienții săi, știe să facă această legătură emoțională cu pacienții pe care îi are și le poate explica exact pe înțelesul lor ce au nevoie să afle. Puteți să aveți încredere în sfatul pe care vi-l dă această persoană, este o persoană cu autoritate în domeniu, care știe ce spune și care nu vă minte, pentru că sfaturile pe care vi le dă vin dintr-o zonă de integritate. Pentru o parte dintre voi, regele de inim poate de asemenea să simbolizeze învingerea unei probleme de sănătate, unei probleme vechi de sănătate, peste care reușiți să treceți, mai ales dacă ați urmat niște tratamente de lungă durată, mai ales tratamente homeopatice care durează ani de zile până când își fac efectul. Astăzi o să observați rezultatele pozitive ale acestui efort. Ca metodă de prevenție, regele de inim ne aduce aminte că totul trebuie făcut cu moderație, cu măsură și că prevenția este tot timpul cea mai bună cale. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici doiul de bâte. Parte dintre voi s-ar putea să primiți o ofertă din străinătate, fie să plecați la muncă în străinătate sau să colaborați cu anumite companii sau cu anumite persoane care sunt aflate în străinătate. Va fi mult de muncă, dar în același timp pare să fie o oportunitate foarte bună pentru voi, oportunitate foarte lucrativă, în urma căreia puteți să aveți foarte mult succes financiar.
pentru că astăzi avem și faza de lună nouă, e clar că toate noi începuturile sunt foarte bine aspectate. Că e vorba de dragoste, sănătate sau de carieră, orice lucru nou o să fie de durată, mai ales că această lună nouă este în zodia Capricornului, care oricum vorbește despre carieră, imagine publică și de reputație. Orice lucru nou, orice proiect nou, orice partener nou de afaceri care apare în viața voastră astăzi, o să vă ajute să evoluați în această direcție de carieră, de afaceri. Cei mai norocoși în partea asta o să fie, bineînțeles, Capricornii, care în urma unor noi inițiative pe care le au astăzi pot să își schimbe reputația și imaginea publică, Balanțele, care poate să aibă foarte mult succes în carieră, Berbecii, care poate să aibă foarte mult succes în investiții imobiliare, și Racii, care pot să înceapă niște parteneriate foarte lucrative, foarte bine aspectate pentru ei. Bineînțeles, și celelalte zodii sunt bine aspectate. Dacă vreți să știți exact cum vă afectează această fază de lună nouă, puteți să vedeți asta în videourile pentru luna ianuarie, în partea de analiză astrologică, de horoscop al lunii ianuarie, v-am explicat exact pentru fiecare în parte cum vă influențează. Puteți să vedeți lista completă de videouri pentru toate zodiile aici în colțul din dreapta sus. Și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj pozitiv pentru această zi. Hai să vedem care e mesajul care o să iasă pentru această lună nouă în Capricorn. Mesajul de la cardurile de înțelepciune este următorul. Mă bucur de serviciul meu. Bineînțeles că de luna nouă în Capricorn mi se aduce aminte că trebuie să ne bucurăm de jobul pe care îl avem, de munca pe care o depunem, pentru că doar în acest fel o să avem cu adevărat succes. Există oameni care caută exact ceea ce am eu de oferit și suntem aduși la oaltă pe tabla de șah a vieții. Foarte frumos mesajul pentru aceia dintre voi care nu sunteți mulțumiți de jobul vostru, de meseria voastră, de ceea ce trebuie să faceți zi de zi ca să puteți să puneți o pâine pe masă și un acoperiș deasupra capului. Astăzi puteți să profitați de această lună nouă în Capricorn ca să vă faceți un inventar al vieții voastre. Care sunt lucrurile la care vă pricepeți? Care sunt aturile voastre? Care sunt înclinațiile voastre din naștere? La ce vă pricepeți? Ce puteți voi să faceți și alți oameni nu știu să facă la fel de bine ca și voi? Faceți-vă această listă și pe urmă vedeți care sunt joburile, opțiunile de afaceri, de investiții, astfel încât să și faceți bani în această direcție. Niciodată nu e prea târziu să o luați de la capăt, niciodată nu este prea târziu să vă reinventați, niciodată nu este prea târziu să găsiți acești oameni care să vă aprecieze și să vă poată folosi talentele voastre la maxim, astfel încât și partenerii voștri de afaceri sau angajatorii voștri să aibă de beneficiat, dar și voi să fiți împliniți, mulțumiți financiar, dar și emoțional cu munca pe care o depuneți. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!